Bine ați venit! E o ediție aniversară a Clubului de Rectori Institutul Blecher, care a ajuns după aproape 5 ani și jumătate la ediția cu numărul 100. Am așteptat momentul ăsta cu tot mai mare emoție pe măsură ce se apropia, pe măsură ce edițiile treceau, 97, 98, 99, parcă auzeam ticăitu. Și am zis să facem ceva cu adevărat special în seara asta. Pentru prima oară aici citesc poeți foarte tineri, câțiva poeți, 5 poeți care au sub 20 de ani, alți 4 care au până 25 de ani, alții care sunt poeții generației mele, pe care cu siguranță mulți dintre voi îi știți, ați văzut deja afișul. E o seară în care vor citi 20 de poeți. La Institutul Blecher au citit de cele mai multe ori, majoritatea edițiilor au avut ca invitați câte 2 poeți. Sigur, au mai fost și ediții cu câte 3 sau cu câte 4 invitați, nu neapărat poeți, au citit aici și destui prozatori. În seara asta însă e o seară a poeziei, e un maraton sau un semi-maraton poetic cu acești 20 de poeți în care noi credem. Unii dintre ei sunt niște fideli ai Institutului Blecher. Unii dintre ei sunt prieteni de un deceniu deja, alții sunt cele mai proaspete și mai promițătoare voci pe care eu le-am descoperit în ultima vreme. Fiindcă modelul era cu lecturi de câte 2 poeți, o să facem așa în seara asta, care va fi lungă, probabil că lecturile vor dura vreo 3 ore. Vor fi 10 reprize în care vor citi câte 2 dintre invitații mei din seara asta. Eu i-am potrivit cumva, veți vedea, unii chiar au afinități, alții din potrivă, cred că reprezintă contrapunctul potrivit lecturile unora dintre ei. În fine, o să încep invitându-i, nu mai invit că e aici lângă mine pe Cosmin, dar o să-l invit pe Merlin Saia să vină în dreapta mea. Rima involuntară, să ne așezăm. Cosmin Perța este unul dintre veteranii deja ai literaturii de după 2000. El a debutat în 2002 cu volumul Zorobabel. Era încă foarte tânăr pe atunci. Avea 20 de ani, 19 ani, 20 de ani, 19 ani. După care a publicat încă 4-5 volume de poezie. Asta e încă în dubiu, dacă sunt 4 sau 5. Unul dintre ele... 4 și un samizdat, asta vreau să spun, că unul dintre ele a fost un samizdat. 2 romane, 2 volume de povestiri, o monografie, un volum de critică. Cosmin Perța e universitar, e directorul editurii care probabil publică cel mai mult în momentul ăsta literatură română extern contemporană, e vorba de Tracu Sarte și o bună parte dintre scriitorii de aici au publicat, au debutat sau au publicat la Tracu Sarte, alții la casa de editură Max Blecher. Cosmin o să ne citească un poem pe care, mă rog, sper să ne citească mai multe poeme, dar eu țineam să citească un poem pe care l-a scris în urmă cu câteva săptămâni, o lună, imediat după acea poveste cumplită, care a înfiorat toată Europa sau toată lumea vestică de la Paris. Și poemul Charlie a fost publicat pe subcapitol.ro, un site unde se întâmplă lucruri foarte, foarte mișto și foarte proaspete și pentru care îi suntem îndatorați lui Laurențiu Ion, fondatorul lui. Îi dau și eu o mână de ajutor ca editor pe acel site. Și o să începem așadar cu acest poem angajat și puternic, care are un suflu torențial. Al doilea, nu știu ce va fi, dar am totală încredere în alegerile lui Cosmin Perța. Mulțumesc, Claudiu, bună seara! La mulți ani, Institutul Blecher, și să aveți cât mai mulți ani și cât mai multe ediții. Și vreau să îl felicit pe Claudiu pentru
ceea ce face. Pentru că Institutul Blehar este poate cel mai activ și a devenit în timp și cel mai important nou cenaclu, care permite nu doar lansarea unor tineri autori, ci și promovarea și chiar, dacă vreți, știu eu, confirmarea lor. O să încep cu Charlie. Tocmai am primit de la Laurențiu un tricou pe care vreau să vi-l arăt, un tricou sub capitol. Mulțumesc, Laurențiu, și mulțumesc sub capitol. Charlie. Ascundeți buzele sculptate perfect după o mustață perfectă. Ascundeți chelia sub o căciuliță verde, superbă. Ascunde-te pe tine sub numele unei minunate familii, iepure de ianuar, lepădătură de stradă. Ascunde-ți frica sub coviltirul puterii mărunte. Nu arăta nimic din ceea ce ești, ca nici să nu poți fi. Fii prieten cu gândacul de bălegar și ridică-ți tronul din excremente și îngroapă-te în el ca într-un pat cald cu cearceafuri curate și miros de apretat. Urăște-te pe tine și orice formă de expresie liberă. Urăște libertatea și dragostea și fii invidios pe orice formă de succes și de bucurie. Linșează în public pe toți prietenii care ți-au făcut confidențe. Spune că ești de unde nu ești. Vinde tot ce nu ai. Încrede-te în trădători pentru că sunt ca tine. Jelește vii și laudă morții. Nu lăsa nimic curat neatins de mâna ta băloasă. Plânge-te, plânge-te mult, până îi vei convinge și pe ceilalți de nemernicia ta. Plânge-te iscusit, fă-i să creadă că nemernicia ta e datorită lor. Leapă-te de tot, mai ales de tine, dar cu atât mai mult să te lepezi de ei. Nerușinează-te în fața lor și învață-i să le placă nerușinarea ta. Scâncește înainte să lovești, lovește înainte să scâncească. Jelește-le morții, dar scuipă pe ei. Mânie-te pe lucrurile care nu pot fi reparate. Arată îngăduință pentru ceea ce poate fi schimbat. Urăște cu disciplină. Nu urâi niciodată un neputincios. Disprețuiește-l. Scaldă-te în scăldătoarea lor și umple de jeg. Mănâncă-le pâinea. Fă tu pentru ei pâinea ta și zile că este a lor. Vinde-l-o scump. Nu recunoaște niciodată nimic. Fii mândru de tine și de inima ta. Prefă-te că ai o inimă. Pune-le-o pe tavă și fă-i să se mânece cu ea. Nu ierta, nu uita, nu avea compasiune. Ucide cum ai fost învățat să respiri. De asta respiri. De asta ai fost învățat. Nu ți-aminti de ieri și nu te gândi la mâine. Ironizează cum ai fost învățat să respiri. De asta respiri. De asta ai fost învățat. Folosește mereu 3 gloanțe, nu unul. Unul greșește întotdeauna. Introdu în gloanțele tale în loc de praf de pușcă dreptatea. Praful magic ce te va călăuzi. Trage gloanțele tale în plămâni ca pe un praf al dreptății și îndreaptă-le asupra aproapelui tău picisnic. Fă-l să cadă în genunchi. Nu vei greși. Leagă-te numai de tine și de ai tăi și nu vei greși. Nu accepta diferența, nu crede în publicul lor. Fii tânăr și bun și ascultător. Fi supus și în numele nebuniei dreptății te vei zbăvi. Nu crede, nu, minciunile lor. Fi tânăr, supus, brav și spectaculos și vei reuși. Nu crede, nu, minciunile lor. Fi tânăr, dement și vor suferi. Acesta este primul și mai un text pe care vreau să-l citesc în seara aceasta. Scris acum vreo 2-3 ani, care se numește Dragoste. Vor călca în picioare Franța, Germania, apoi va muri toată Europa și America se va sufoca în propria imensitate. Vor trage de Rusia cu dinții și sânge va țâșni din ea ca dintr-un geyser și va muri lată, palidă, pustie, cum a și fost. Și Francisc va trage, va tot trage după el cohorte de oameni și nu va veni când cred ei și nici noi, se va sfârși, va începe. O bibliotecă în dezordine, câțiva morți coralivi, răscolind așternuturi, ser fiziologic,
o lupă creier distorsionează neputința. E mare neputința aceasta, cam cât o girafă. Moartea violentă a unui copil, fotografia morții sale triumfă în fața melancoliei. Doar deznădejde mai scuip seara în chiuvetă și gelatina îmi rămâne printre dinți. Nu mă spăl. Mâine tot mă voi murdări. Așteptați să spun ceva. Maldăr de haine, un soare care arde totul pe dinăuntru și nu se mai poate opri. Nu voi spune nimic despre cel lipsit de viziune interioară. Voi încerca să mă lepăd. Mâine tot mă voi murdări. Tot așteptați să spun ceva. Nu voi spune. Gogol, Cehov, Harms, Buzati, Cortazar nu au spus. De spus spun părinții pustiei. Eu sunt un simplu locuitor. Din nepăsare mor copii lângă noi. Din nepăsare ne vindem infima inteligență. Din nepăsare se distrug sate, munți, destine și cariere. Din nepăsare ne norocim tot ce atingem. Din depărtare nu e important. Mă trezesc cam târziu, nu beau cafea, știu, nu contează. Mâine tot mă voi murdări. Avem de-a face, în fond, cu un fel atipic de a privi. Îndeajuns cu atâtea observații, tot moartea e rana noastră, creierul nostru dureros, ceea ce iubim. Ne zvârcolim cu credință în ipocrizie, ne milocim. Dragoste, spunea un autor pe care îl văd dimineața în oglindă. Mulțumesc! Merlich Saia, poetul cu nume de vrăjitor, cum zicea Radu Nițescu pe Facebook, a debutat în urmă cu o jumătate de an cu această carte apărută la Tracus Arte, Garda de Corp. Garda de Corp a fost Against All the Odds, o carte care a ajuns la niște oameni la care era cazul să ajungă și care au avut ochi și gust pentru ea. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care, deși anul trecut au fost destule debuturi cel puțin încurajatoare, unele dintre ele chiar foarte speciale și foarte originale, foarte proaspete, Merlich Saia a câștigat împreună cu Ștefan Ivas premiul Mihai Eminescu pentru debut de la Botoșani. E o carte, e un poem roman. E o carte alcătuită din poeme în proză, care spune de la un capăt la altul o poveste, într-un anumit fel, care este numai și numai al acestui scriitor, care, acum îmi permit să dau din casă, a venit la Tracus Arte și le-a propus un roman. Și ei au spus, bătrâne, e grozav, dar nu e un roman, e un volum de poeme în proză. Așadar, e ceea ce mie îmi place foarte mult, și anume un tip de literatură de margine, un tip de literatură care nu e nici. E, fără îndoială, o carte de poezie frumoasă, dar care are și lucruri, structuri care țin de felul în care se formulează proza. Așa cum spunea Nora Iuga cu ani în urmă și Octavian Soviani, deci încercau ei să definească quasi-literatura. Merlich Saia, cred că e a doua lui lectură în public, prima fiind chiar pe scena teatrului din Botoșani, în fața a 150-200 de oameni foarte parfumați și dichisiți. Sper că în seara asta se simte ceva mai în pielea lui decât în contextul ăla oficios. Merlich Saia. Bună seara! Dar chiar în pielea mea mă simt, așa că o să încerc să citesc un pic. Viața șefului meu este cea mai importantă viață. Mai importantă decât toate celelalte, decât propria mea viață. Îl păzesc de 33 de ani și singur am înfruntat toate primejdiile care l-au pândit de pretutindeni. Sunt într-atât de bun încât șeful habar nu are cât de multe lucruri groaznice i s-ar fi putut întâmpla. Oricând sunt pregătit. Îl feresc
de toate primejdile. Viața mea e doar în slujba lui, sunt garda de corp și știu cel mai bine să am grijă de corpul care mă plătește. Se întâmpla să mă bucur, știind că și eu fac parte din acele câmpuri înghețate pe care atât de liniștiți și încremeniți le privesc și oimii. Și apoi ajung aici, într-un loc prea bine cunoscut, cu gesturi atât de familiare și totuși suspendate într-un aer prea rece de acum și străin. Și nici nu mă bucur, nici nu zic nimic, ci doar aștept, până când nu se mai apropie nimeni și mi se face lehamită de mine și când în sfârșit aerul se umple de viață, obosesc și asta pentru că așteptarea a avut prea mult timp. Mulțumesc! Nu mi se pare prea corect așa, am zis să citim între 5 și 10 minute. Adică să citiți. Atunci pot să ți împrumut vocea, cartea. O parte din banii câștigați am investit în fundația de întreținere a cărților de corp șomere. S-au înmulțit cei care fie nu își mai permit să plătească o gardă de corp, fie le-au concediat fără milă. Mai există și un azil pentru gărzile de corp handicapate și cele devenite infirme. Uneori șefii sunt cuprinși de atacuri incontrolabile de ură și atunci își bat cu bestialitate garda de corp, neavând voie să riposteze, se lasă bătută până la desfigurare. Pentru că niciodată nici o gardă de corp de pe lumea asta nu a încălcat codul secret. Ajunsă o gardă de corp desfigurată, nu-i rămâne de făcut nimic altceva decât să se interneze în azil pentru tot restul timpului. Oricât de grav au ajuns gărzile de corp, ele nu au nevoie de îngrijitori. Orice rană a oricărei gărzi de corp desfigurată este îngrijită doar de posesorul acelei răni. Regulile sunt foarte stricte și respectate cu sfințenie. Eu nu am avut niciodată concediu de odihnă și nici concediu medical, nu am plecat niciodată în vacanță. Eu nu am un album de călătorii. Asta înseamnă că eu nu există în nicio fotografie. Aletea are zeci de albume cu fotografii în care apar străzi din toate orașele lumii. Pe cele mai multe străzi din lume, doi oameni se plimbă îmbrățișați. Autorul tuturor fotografiilor sunt eu. Cursurile despre compoziție, culoare și perspectivă m-au ajutat enorm. Îmi place mult să mă uit la poze cu Merlich Saia și Aletea. Uneori decupez corpul șefului, în locul liber sunt eu, atunci mi se pare că Aletea este cu adevărat fericită. Se întâmplă să mă bucur știind că și eu fac parte din acele câmpuri înghețate pe care atât de liniștiți și încremeniți le privesc șoimii. Și apoi ajung aici, într-un loc prea bine cunoscut, cu gesturi atât de familiare și totuși suspendate într-un aer prea rece de acum și străin. Și nici nu mă bucur, nici nu zic nimic, ci doar aștept. Până când nu se mai apropie nimeni și mi se face lehamită de mine. Și când în sfârșit aerul se umple de viață, obosesc. Și asta pentru că așteptarea a avut prea mult timp. Nu am voie să mă mișc. Sunt mai nemișcat decât ar putea fi corpul mort al șefului. Exercițiile de neclintire ajută enorm, mi-au spus. Și când mi-au spus, le vedeam halatele albe și în spatele halatelor mii de dinți de lapte crescuți din piele. Și pentru că sunt cu adevărat nemișcat, nemișcate sunt și gândurile mele. Așa nu mai doare nimic. Merlich Saia e plecat de foarte mult timp și nu mai știu nimic despre el. Pregătesc în cele mai mici detalii momentul revederii. Trebuie să fiu impecabil. Ochii lui Merlich Saia trebuie să lăcrimeze oricât de insensibil ar fi. Știu bine că la cea mai mică atingere, pielea șefului se învinețește și stă să izbucnească în plâns. Uneori este foarte teamă ca nu cumva pielea să crape prea adânc. Sunt prima gardă de corp care are ciarpene. Am obosit. Semăn din ce în ce mai mult cu șeful. Sunt peste tot, pe pereți, pe tavan, pe podea, pe uși, pe ferestre. Întreaga cameră e plină de mine.
Mi se face rău din ce în ce mai mult, șobolani negri stau atârnați de tavan. Mi se face frică din ce în ce mai tare, mănânc mere, închid ochii și îi țin strânși, strânși, mă gândesc la elefanți și la antilope. În Groenlanda s-au descoperit cercăne de 5.000 de ani. Merli Saia. Acum o să le invit lângă mine pe Miruna Vlada și pe Ligia Vârbulescu. Miruna e o poetă care a publicat, amândouă a publicat anul trecut câte un volum nou. Al Mirunei e al treilea, după Poeme extrauterine, publicat la 18 ani, și Pauza dintre vene, publicat în 2007. În 2014 a apărut Bosnia Partaj. Ca o paranteză, mi se pare că anul trecut a fost în poezia românească cea mai nouă și în poezia vie, care se scrie și e publicată la noi, a fost anul unor voci feminine foarte pregnante și care au ajuns la un sound și la un tip de profunzime numai al lor. Și aici le pomenesc în fugă pe Adela Greceanu cu Și cuvintele sunt o provincie, pe Miruna cu Bosnia Partaj, pe Dominica Drumea cu Vocea. E clar că poetele, aceste poete care au debutat prin 2003-2004, de fapt Adela a debutat ceva mai devreme, au ajuns în punctul în care sunt acele voci feminine din literatura română actuală care dau lucrurile cele mai convingătoare și mai spectaculoase. Și asta se vede și din cronicile pe care le au cărțile lor și din topurile care sunt alcătuite în diferite magazine, ziare, bloguri, site-uri. Iar Bosnia Partaj este o carte care completează. Miruna a fost invitată toamna trecută la Institutul Blecher, a stat tot acolo. Completează o căutare a ei care era de natură teoretică. Miruna este doctor în relații internaționale cu o teză despre europenizarea Bosniei Herțegovina, care a fost susținută, publicată și publicată în 2013. Ei, un an mai târziu vine partea a doua a dipticului și anume o perspectivă foarte subiectivă, o perspectivă poetică asupra acelei experiențe cercetate ca un cercetător, ca un universitar, ca un academic. Și eu cred că i-a ieșit. În bună măsură i-a ieșit. Miruna Vlada. Claudiu, înainte să citesc, aș vrea și eu să spun două, trei cuvinte despre ediția 100 a Institutului Blecher. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc lui Claudiu pentru generozitate, pentru că într-o lume literară care mai nou naște scandal după scandal și venim după venim... Venim. Da. Claudiu arată încă o dată că un proiect ca Institutul Blecher, pe care de fiecare dată, ăsta iarăși este un lucru propriu lui, subliniază că este un proiect de echipă, alături de Ana Toma, alături de toți ceilalți care de fapt acum formează o comunitate a Institutului, arată că proiectele de solidarizare sunt cele care fac diferența și cele care promovează valoarea, în niciun caz micile răutăți de la colțul blocului, care, nu știu, sunt foarte provinciale și mi se pare că miros mai degrabă la... La colțul blocului. La colțul blocului, da. Și vreau să-i mulțumesc pentru că a adus mai departe o tradiție a unor întâlniri literare care să-i promoveze mai ales pe tine. Eu mă simt bucuroasă că am citit și prin noiembrie 2011, dacă mi-aduc bine aminte, prima dată la Blecher. Se întâmpla pe vremea la Muzeul Literaturii, am citit și aici și mi se pare extraordinar că un proiect care a călătorit și prin țară, care a cuprins și, știu că au citit și proiecti europeni în cadrul Institutului Blecher. Suedezi, nemți, un bulgar, un ungur, da. Exact, ceea ce e un tip de proiect literar care la noi nu s-a mai făcut și e extraordinar că a reușit să aibă resursele de a-l duce mai departe. Eu vreau să-l continui.
Partaj 3. Fiecare mișcare devine un bumerang. Tot ce am luat, apoi am dat. Ba nu, tot ce am dat, aș fi vrut să iau. O brichetă ce nu se mai aprinde în bătaia vântului. Destrămarea e un ricoșeu al împreunării. Atât cât n-ai, dai. Și golul se întoarce către mâna care îl aruncă. Pe marginea somnului, eu. Tu adormi mereu primul. Tu ești cel obosit. Gladiatorul târât de picioare afară din ring. Cel ce se hrănește cu pauze. Eu rămân aici cu frigul, cu totul. Frigul e făcut din ghemotoace mari de păr ud, înghețat. Frigul e apropierea. Prin somn mă privești ca pe un zid colorat. Te strivești în vis de un zid colorat. Frumusețea mea te închide în cutia ei de conserve. Nu e numai privirea mea aici, sunt privirile tuturor femeilor care nu te-au privit. Sunt gesturile tale de renunțare și gesturile mele cu ochii închiși care îți populează camera. Deschide sertarul, privește-ți somnul. Acestea sunt marginile mele. Dimineața dinainte de partaj, când faci analizele. Partajul e una din bolile incurabile, cu mirosul ei împuțit, cu lunile interminabile de spitalizare și cu teamă, ca un ciocan, apoi ca o speranță. Precum condamnații la moarte din evul mediu, nu știm niciodată când se stabilește ziua. Ne strângem în brațe, noi și bolile incurabile, le hrănim cu lapte proaspăt, le arătăm fericiți agendele noastre pline de planuri, vacanțele la mare pentru viitorii 2 ani, în timp ce pe ecran rulează publicitatea, masajul erotic, cadoul perfect pentru tine și perechea ta, cursuri gratuite de maternologie, sexul falsifică sentimentele, 10 greșeli ale lui Darwin, începe sezonul dezvoltării personale. În cutii. Știi, eu păstrez într-o cutie toate sticluțele de parfum consumate. Toate agendele pe care am notat vreodată cele mai irelevante lucruri. Eu păstrez frunze și pietre, găsite în orașele pe care nu le voi mai vizita niciodată. Eu păstrez etichetele alea pe care ți le pun la bagaj în avion. Mi-e dor de tot ceea ce mă atinge măcar o dată. Tot ce mă atinge dispare în câteva secunde. Inventez ceva care să nu mă atingă. Care să nu dispară. Construiesc ceva ca să se dărâme. Cu fiecare atingere mai trece o moarte pe lângă noi. Eu păstrez până și pliculețele de zahăr și șervețelele. Eu păstrez toate bonurile fiscale. E ca și când aș recicla totul. Aș vrea să păstrez totul. Așa arată singurătatea. O cameră goală, plină de colecții nesemnificative, în care tot ce te-a atins nu te mai poate atinge. Mulțumim, Ieruna. Ligia Prvulescu a debutat doamna trecută cu Fluvii de asfalt, carte al cărei editor am fost, carte care a fost lansată săptămâna trecută în La Scena, unde a fost la fel de neîncăpător ca aici, ceea ce îmi dă speranță. Și e o carte despre care pe marginea cărei au scris, s-au pronunțat câțiva dintre scriitorii, poeți, critici, care sunt foarte buni cunoscători ai fenomenului poetic actual. Și cu toții au văzut altceva în cartea asta. Asta mi se pare un lucru bun. Dacă sunt atâtea perspective asupra unei singure cărți, a unei debutante, înseamnă că ea închide mai multe feluri de a concepe acest travaliu, această căutare. Fluvii de asfalt e o carte și eu apreciez asta la poeți. Cred că cei care mă știu și care au lucrat cu mine pot să o certifice. E o carte care n-a fost grăbită. Ligia n-a fost grăbită, a așteptat cât a trebuit pentru a publica o carte care să o reprezinte pe de-a întregul.
Ligia a fost foarte răbdătoare, inclusiv cu mine, ca editor al cărții. I-am tăiat probabil o treime din manuscrisul pe care mi-l dăduse inițial, dar eu sunt foarte mulțumit de ce a ieșit și nu sunt singurul. Ligia, ai cuvântul. Bună seara! Din tot ce ucidem, nu oamenii, legăturile sunt negre, zdravene, sau linii fragile de lumină, dungile acelea subțiri, înșelătoare linii de cocaină. Desprinderile nu-mi lasă în mâini decât aer și numitorul comun al tuturor trupurilor. Îmi place să merg în cele mai aglomerate locuri. Acolo temerile, iluziile sunt dese, păture tânără. De la margine privesc singurătatea în ochi. Suntem amândouă femei cețoase, înalte. Mă amuză cum dăm târcoale mulțimii. În lumea asta nu poți să prinzi decât întâmplări trunchiate. Uiți motive, neputințe, furii, anunțul tău de căutarea gesturilor pierdute. Din tot ce ucidem, doar orele zboară prin noi, praful tornadelor. Trupul pe care îl credeam al nostru s-a rătăcit de la început într-un muter imens. Și ce rost are să ne căutăm sensul prin mulțimi de cărnuri. Vino. Cimitirele sunt locuri aglomerate. Aici se dau cele mai reușite petreceri. Erbec. Rufe albe, rufe negre, purtate prin lentoarea oamenilor, nopți desprinse de cârligele umerilor, haine trăite și aruncate în apele dimineților. Ce poate ieși din asta? Izbitura accidentală a unor corpuri frumos îmbrăcate, rulând cu mii de gânduri la oră în momentul impactului. Apă. Dimineți vaci exfoliate de sensuri, mâini ruginite, privirile și oase. Patul se strânge în jurul meu, punct de copil nemilos. Spațiile s-au închis, fermoarele și-au strâns ecartamentul în piele. Tai lumea prin interstiții obscure. Pe trotuare băltește un trecut unsuros. Trec palma pe ochi într-un gest de dilit. Prin stații tremură umbrele, așteptări de oameni ploioși, mirosul de câine tandru și ud. Pe mal. La un moment dat, toate crimele plictisesc. Oamenii nu mai au farmecul de altă dată. Răsăriturile sunt grele de apă, diforme. Animalele se retrag. Oasele ies din mine, cuțite înfipte de un asasin prost plătit. Peste apusuri, întunericul coboară mâini blânde. Reci, casele cresc. Poartă în pântec ecouri de iarbă tăiată. Ies din somn ca dintr-o apă murdară. Pe mal, orele înfășoară noaptea cu gesturile mamelor triste. Amin. Dragul meu, ești al nimănui de fapt. Nici nu mai știu cum te cheamă. Literele se amestecă. De fiecare dată iese numele altui bărbat, ca la o extragere loto, la care iar nu câștig. Am făcut o talie subțire de la mersul furișat printre lucruri. Sunt o femeie frumoasă, insensibilă, mai nimic nou. O mai știi pe maică-mea, ea te iubește încă, probabil pentru că nu te-a cunoscut. Totul e cum știi. Există zile-nopți, furie lacrimi, zâmbet plictis. Trec prin mine senzații lucioase ca fulgerările unor bancuri de pești. Nu durează. Închid tot sub dermatograf. Alunec în adâncul acestui chip versatil. E adevărat, deși nu mai știu cum te cheamă, te șoptesc des ca pe o rugăciune. Încrucișez picioarele în semn de amin. Afterlife.
Ieșirea din vis, mirosul de ars al mâinilor, incendiul în care trupurile s-au prăbușit cu ecouri lungi pe interior. Vuietul de vapoare în naufragiu, groaza îmi smulgea diamantele de la gât. Goana pe culoare de subțirime a venelor, marea pompa cu furie sângele transparent. Rugul pe care a ars părul lung roșu, limba, pielea roșie, plină de semne ciudate și coduri despre iubirea aproapelui. Cutremure interioare, vârtejul din centru, schimba planete, niște națiuni. Acum prezentul, lumina lăptoasă a pământului, oamenii larvă, fericirea și așteptarea cuțitului. Mulțumesc! Mulțumim, Ligia. Eu pregătisem niște înregistrări. Sunt poeți foarte importanți ai ultimelor 3, 4, 5 decenii care, din diferite motive, nu pot fi aici cu noi. Și fiindcă au citit Miruna și Ligia și fiindcă o bună parte, partea cea mai semnificativă, aș spune eu, din poezia scrisă, poezia feminină, mă rog, ăsta e un clișeu, poezia scrisă de la genul feminin în limba română în ultimii 15-20 de ani este influențată masiv de discursul Angelei Marinescu. Eu am făcut un mic colaj din niște lucruri pe care Angela le-a spus la ultima ei lectură aici. Angela Marinescu a citit de două ori de-a lungul acestor ani la Institutul Blecher. Acum e mai greu să fie în astfel de locuri de pierzanie cu mult fum și oameni care comandă frenetic la bar. Dar m-am gândit că poate acest minut și jumătate, acest mic colaj pe care l-am făcut cu niște spuse importante ale Angelei, ar putea să aibă un ecou pentru voi. Nu, eu nu cred că o să mai pot să scriu, dar ce-aș mai putea scrie. Oricum sunt împotriva tuturor și a toate, mai ales împotriva criticii literare, care nu are instinctul ăla de a simți valoarea. Mi-am făcut eu un calcul în cap, fiind la margine, viteza de ajungere la centru pe care fiecare o are, altfel e nebun. E mult mai mare. Deci cu cât pornești mai din spate, cu atât viteza... Asta e o piesă din fizică. Și de aceea marginalii au libertate de mișcare. Extraordinară. Pe când unul care s-a născut în centru stă, în centru acolo, face tot ce trebuie, nu prea are libertate, nu poate să vadă. N-are forță, n-are nebunie, n-are viteză. Nu există lege pentru așa ceva. Probabil că e un dat pe care îl poți valorifica sau nu, dacă ai inteligența. Deci nu e vorba neapărat sau în primul rând de marginalitate socială? Nu e vorba de nimic. E vorba să ai în cap toate lucrurile astea și să le poți gândi. Și dacă nu, e la sol. Dacă poți să le gândești și poți și te ajută în... Și ți le asumi. Și te ajută în gestul de a scrie, în actul scrie, atunci e ok. Dacă nu, nu. Dar nu tuturor li se dă această posibilitate. Eram încrâncenată, eram închisă într-un univers care mă distrugea, pur și simplu. Și nu știam cum să găsesc o formulă prin care să ies din el. Pentru mine, puterea de a mă depășa era foarte greu de adus, de îndeplinit. Legea cea mai importantă a materiei este autodistrugerea. Legea cea mai importantă a naturii este autodistrugerea. Angela Marinescu, o poetă extraordinară a ultimilor 40 de ani, pe care cred că o prețuim cu toții așa cum se cuvine. Cu numai 2 ani în urmă a scos o carte care a rupt tot intimitate, deși era o cărțulie de numai 20 ceva de poeme. Mă bucur că astfel de poeți au fost și sunt contemporani cu noi.
Acum o să invit lângă mine pe Sorin Despot și pe Vicu Zen. Ei sunt dintre poeții pe care i-am invitat în seara asta, doi dintre cei mai apropiați, doi dintre cei mai interesați dintre poeții de azi, de performance și de sound poetry și de acest tip de căutare care, din păcate, nu are o tradiție în literatura română mai recentă sau mai veche. Sorin Despot și Vicu Zen sunt doi autori care, pentru care performarea textelor lor este foarte importantă. Și felul în care își spun textele are o mare importanță odată cu felul în care și le prezintă. Mi se pare că se găsesc tot felul de sensuri noi și de vibrații speciale pe care le ating. Fiecare în felul lui. Sunt foarte diferiți, dar amândoi cred că se completează într-un fel în această repriză a treia a ediției 100. Și o să-l rog pe Sorin să înceapă. Sorin Despot. Salut! În 2009, când începea Institutul Becker, clubul de lectură, am citit la prima ediție cu Dan Coman. 100 de ediții mai târziu sunt aici și mă bucur că sunt aici. Și vreau să vă zic că a fost, dincolo de orice, un atelier din care am învățat foarte multe. Poezia pe care o voi recita astă seară este rezultatul muncii cu colegii mei de la Institutul Blecher. Și deși nu sunt poeme nou-nouțe, sunt scrise cu ajutorul colegilor mei. Sau în urma sfătuirii cu ei. Fără prea multe cuvinte în plus. Poezie cu pledoarie. Poate că nu merge tehnologia. Acum vreau. Poate că poezia este un act compulsiv. Iar versurile rostite, o exhibiție ambițioasă, o demonstrație de forță catalitică a voinței. Vei descoperi însă că nu transpir în fața microfonului pentru a-ți hrăni voyeurismul. Las televiziunii acest privilegiu. Am trecut prin ceea ce altora trebuie să le fi părut pură nebunie pentru a-mi distinge în sfârșit vocea, pentru a-ți distinge în sfârșit vocea în fața vacarmului convențiilor, printre minciunile cu care mă asediezi. Am pedalat disperat pe pistele de bicicletă ale memoriei în căutarea pieselor lipsă și am revenit gâfâind cu o nouă panoplie de dileme. Nici astăzi nu știu unde m-am lăsat pradă somnolenței. M-am prefăcut tot mai abil că nu e nimic în neregulă. Îmi amintesc însă o vreme când nu ne feream de reacții afectuoase, iar căldura umană nu era etichetată drept inadecvare sau naivitate. Poate că poezia este un măcel confesiv, o formă laborioasă de automutilare. Însă nici vorbele muribunzilor nu sunt curțate de malaxorul rutinier în scurt timp, topindu-se în butaforie. Poate un moft, poezia. Deopotrivă liberă și omenească, într-o curte care celebrează tocmai efervescent stupiditatea, în timp ce mimează cu nerușinare meritocrația. Poezia, împinsă la ultimele sale consecințe sub forma unei teribile abundențe de fracturi, copleșind, necând special nord-cerneala, înnămolite sprâncenele încrâncenate înaintea schimbării,
vocile stufoase în mesaje retrograde, lecțiile de lamentație pastorală ale geniului românesc. Peste curcubeu, laboratorul de experimente sociale, eșantioanele vii, temeinic dresate să-și administreze singure căcatul. Într-un final, fundalul substructurii orale va submina arborele organizațional persoasivi frustrați și radicali împăciuitori, arborează deja zâmbetele exersate ale celor ce ies din scenă. Data viitoare, când ești tentată să îndepărtezi o libelulă care ți se așează pe mânecă, las-o să zăbovească acolo cât poftește. De vreme ce libelulele trăiesc numai 24 de ore, este foarte posibil ca libelula asta să-și petreacă întreaga adolescență hoinărind pe o balustradă sub nasul tău, după ce te hotărăști să o așezi acolo cu grijă. Și te gândești pentru un moment că astfel trebuie să te fi privit profesorii, sorbind din cafele la ferestrele înalte. Aceleași linii previzibile și monotone, în așteptarea unei țâșniri, a unei desprinderi de pluton. O libelulă curajoasă care să obțină contactul cu o civilizație superioară și o plimbare pe aleile liceului, chiar dacă numai în capul tău. Și ce duminică mare și ce tavan înfumurat. Cade caverna. Cum adică ce poți face? Identifică cea mai apropiată ființă umană? Suflecă-ți mânecile în drum spre dumnea ei? Cu mișcările grațioase, ferme ale unui colibri, îndepărtează mască după mască până ajungi la os. De la capăt. Identifică cea mai apropiată ființă umană, dansează-ți calea către dânsa cu pistolul de lipit, răsărindu-ți din salopeta albastră, fixează mască peste mască, meticulos posomorât până ajungi la luciu de la capăt. Identifică cea mai apropiată ființă umană, coerența. Vigo, coerența precum condiția și distanța se întreține, costă. Dacă evenimentele nu se petrec între limite, în grafic, nu privi lumea din pântecul mașinii, nu te enerva că-ți bate planetara pe partea stângă, că bucșele, că morții lor de șurubele care duduie și troncăne. Fiindcă pe linia continuă, în curba aceea fără sfârșit din preajma străzii cercului, coerența și nu accidentul a așezat o mână de fluturi cu picioroasele în vopseaua albă. Albă și lipicioasă. Pentru ei moartea torce de sub toate capotele. La noi este orgasm în fiecare strângere de mână, iar când vom cobori, străzile au să se închine cum vrem noi. Atât de simplu, de lunecos. Coerența se întreține afectiv, obrăjor, precum condiția și distanța. Și distanța, precum fastul, presupune un dulce acrișor acidulat. Un pahar fus de șampanie, o fugă ca toate fugile, din rebelion în rebelion. Fiecare pas într-o forfecare, urletul demn și precis hârtia dintre bucăți reci de metal ca de fâșii pe podea într-un clip pixelat, disco! Privește cum coerența se face franjuri în fața poeziei, iume. În schimb, teama ne face să alergăm de nebuni pe aleile spiralate. Vor povesti despre noi. Vor spune, au cucerit până au murit. Turn după turn. Ne vor târâ prin istorie, mecanizați și desnădăștuiți. Vom zâmbi și vom face cu mâna. Vicu Zen a debutat cu o carte intitulată A iubi nu e verb,
este. Dar eu sunt sigur că a doua lui ieșire în lume nu va fi cu o carte, ci cu un disc. Și aștept momentul ăla cu interes. Eu am să mă râs și am să vă citesc niște texte mai noi în seara asta. Dharma. Moment de reculegere la Radio International Painkiller. Nu dau curs iluziilor, le las menirea și rațiunea de a fi. Se desăvârșește în transparență. De când de Greta mi-a mâncat canarul, am amuțit într-un garaj urban, trebuia să-i dau drumul dubiței cu dragoni, pe ea să se vadă stele verzi în șerpi amețiți. De prea multă otravă și fascinație pentru pupăză. Iată-mă, nu mă dezmoșteni, căci m-am însurat cu mine. Dar nu mi-a plăcut, așa că ne-am certat rău într-o zi. Rău de tot până am cunoscut. Cine crezi că mai intră în dulapul cu anii trecuți? Un alt film despre alt film, ca și cum aș fi împotriva firii. Atât de anormal, m-am împușcat acum 3000 de ani într-un centru de studii de caz. Poftim exagerare. Mai fă-l odată praf. În ochii lui să-și vadă masca pusă strâmb în oglinda sufletului. Conține-mă tu, intră în mine, să trecem dincolo de metale grele, prăpastia în spor, pe poduri invisibile, care vorbesc singure, îmbrățișați pe scârie nori, și să mâncăm un pui ascuns în nori, să facem eclipsă fără strălucire, și-n leagăn și-n ochii lor, crăia s-a rupea zidurile cu unghiile, să învie morții ca să-i ajute. Acum ești om, du-te! Umblau cu usturoiul ascuns în-și-a urma, în timp ce eu visam țăruști, țărani de București, el, adică tot eu, salva copile de la moarte, răpindu-le visele și îndeplinindu-le și cranii de capră săreau în aer, mă vindecam de bătrânețe și de nufe, curgeau diamante cu lacrimi dulci, dincolo de copertină, taima cu gesturi grandioase. O sută de ființe pe care le sorb fără resentiment. O mare iubire este reprezentată cu virtuozitate într-o noapte sexuală transcendentală prin Eva care se metamorfozează în Lilith sau prin Lilith care se metamorfozează în Eva. Dar și una și alta păstrează vie amintirea fiind însăși modificarea spațiului permanent. Dragostea este timp, iar pasiunea gaura neagră în care o Eva Lilith ori o Lilith Eva face magia aceea în care se văd toate orizonturile posibile, însă sincer, n-am niciun răspuns și mă cac pe mine de frică. Și faptul că am văzut mulți burlaci cu păr alb mă mai liniștește în paharul lor, mă înnec cu toate visele amare
și lupii bătrâni se aruncă repede să-mi întindă un colac de salvare. Ești copil și vrei o ciocolată. Înșoptesc doi dintre ei și de-o parte și de cealaltă a capitelului. Bac o voce subțirică de bărbat, bag o voce groasă de femeie. Mă aleg cu o pătrățică albă și cu una neagră. Nu definise nimic omul frumos. Totul durea și lui plăcea durerea. În loc de sentimente și așa răpa iubirea lui într-o gaură neagră, ca un masturbator pierdut în biblioteca erotică a lumii. Dragostea pare a fi timp și mă rezolv repede la paie, sau cum spunea bunica, ce atâta dragoste, mai sunt și atâtea și alte lucruri pe lume. Și avea dreptate ei. Vânătorul s-a dus să vâneze căprioare și s-a preschimbat în căprior și căprioarele în vânătoare, iar sufletul mi-a rămas absent într-un timp de ațe. Câteodată mă închid într-o carapace lângă un area, alte ori mă desfășor în voie lângă una bună. Și ce mirific ar fi să mă prins de coadă și să visezi odată cu mine. Poate găsești notul și îmi spui și mie care este problema. Prefer să fac un film decât să apară în trip. Dacă tu nu ai încredere în mine, nu înseamnă că sunt dubios. Merită măcar o zi pe an să fii pacifist. E ziua aia când toate bombele vor să-ți asculte inima. Dacă tu nu vezi bine de la distanță, încerc să mă apropii de tine ca un miop ce-și caută ochelarii. Dar eu scriam pe gol ca să ne amintim de spatele blocului când jucam bătrățica și trăgeam la perete până la epuizare. Și pe partea cealaltă a blocului, alt copil singuratic făcea la fel până când golanii struți veneau și de parte și de cealaltă și șutau mingea peste bloc. Noi făceam schimb și mingile noastre la fel de irezistibile rămâneau și ei la fel de răi, iar noi tot neutri ca zidul de pe cea. Neutralizează bombele. După ce ai plecat și tu când pleci, iei și răbdarea. Am lăsat pe sârmă la uscat prosoapele lângă frunzele de tutun. Așteptarea asta mă schimba în ceva mai puternic, care în mod normal ar lăsa urme atunci ca atunci când au intrat cu tancurile în oraș. Am scos un fum, două, trei și între timp fumam mațe alitoma antrenorului lui Doroftei. Ideea e că prima dată am căzut pe ringul de box. Auzeam 7, 8, 9. Încă aveam ochii deschiși și parcă pe buze mi se cedea o încercare de te iubesc, însă era prea mult sânge ca cineva să-și mai dea seama. Așa că s-a aruncat în prosop și eu încă mișcam. S-a aruncat și al doilea și sângele s-a prins de mirosul tău. Reanimat te vedeam cu vin vis, începuse să-mi fie frică, fiindcă nu mai era frică de nimic, iar viața un fel de moarte era, ca să zic și eu, în formula clasică. Iubesc atunci când sudez țigări și mi se lipesc arcadele de maxilar prin fluvii văzute în apus. La butoane.
viața ta nu e decât o cădere în gol, care persistă și când crezi că te ridici sau că te-ai ridicat, nu faci decât să stai agățat cu mâinile de pereții sanctuarului. Ideea e să ajungi în camera liftului și să blochezi căderea. Și tu poți, tu poți să faci asta cu mâinile muncite. Și ultimul din seara asta sunește, îi fac viața. Și dacă îmi repeți că sunt ratat, crezi că vei schimba ce? S-ar putea, la un moment dat, să te cred și să nu mai fiu prin preajmă ca tu să uiți că voiai să schimbi ceva. Viața de acum e falsă până în gât, până în oase și în coate, până în noduri și pe prânci, ascuns după perdele de sânge, crengi căzute pe gânduri, crengi aproximativ căzute unde trebuie, lângă niște luminițe roșii și sticloase. Gâtul meu se întorcea la 360 de grade, gâtul lui torcea speriat. Și uite-i pisica neagră din trecut, în viețile noastre tot ce trece e trecut, dar clipa asta nu trece. Mă privesc deja în urmă și parcă nu sunt. E viața mea și ce-ar spune că mă piși pe ea când îmi vor vedea fața cu la fel de multe rituri ca și a lor. Nu sunt împotriva cosmeticii, cred că e ceva formal să nu fiu liber din cauza timpului, chiar și așa. Vicu a fost cu adevărat zen în seara asta. E, cred, într-o perioadă în care își descoperă latura sensibilă. Oricum, vă invit să urmăriți lucrurile pe care le face și le pune pe internet. Sunt acolo chestii care mă surprind mereu. Noi, între timp, am pierdut un microfon. Sper că nu o să-l pierdem și pe al doilea, o să fie mai greu așa. Dar voiam, mi se pare potrivit după lectura lui Vicu, să ascultăm încă ceva din ce pregătisem. Sper să se audă decent. Eu cred că un om este ceea ce își aduce aminte despre sine însuși. Bun, oare eu mă consider pe mine ceea ce mi-aduc aminte că sunt. De asta uneori oamenii sunt în aparență schimbători sau în mod diferit, că de fiecare dată îți aduce aminte alte lucruri despre tine însuți. În măsura în care ți-aduce aminte lucruri care te justifică, nu ai nimic de regretat. Când ți-aduce aminte defecțiuni, ele oricum nu le mai poți repara. Aș minți să spun că nu regret nimic, dar iarăși aș minți dacă aș spune că regret ceva. Se izbunise piatra în praf și pulberi fine, iar cerul se tăiase în două, înspre jos, și soarele din infinit spre infinime răgea umbros. Salut, murim! În timpul ăsta scurt, când eu te stric, când tu mă strigi, și încă ne mai răsucim, atâta spun, atâta zic, salut, murim! Vi l-am prezentat pe Nichita Stănescu. Pe Nichita Stănescu. Bun, voiam să avem și, și vocea asta, prezentă măcar pentru un minut. E dintr-un film făcut prin 1981-82, cu puțin înainte ca Nichita Stănescu să moară. Acum o să le invit lângă mine pe Dominica Drumea și pe Anca Bucur. Dominica a publicat 3 volume de poezie. Dominica a făcut parte din acea faimoasă grupare și revistă Fracturi de la începutul anilor 2000, care a făcut într-adevăr o breșă, care a forțat lucrurile într-o lume literară osificată și foarte puțin deschisă spre noutate, așa cum a rămas
la nivel instituțional până astăzi, 15 ani mai târziu. Domnica a debutat în 2003 cu Crize, o carte care a câștigat premiul Asociației Scriitorilor din București, un premiu care pe atunci mai însemna ceva. După care a revenit în 2009 cu Not For Sale, la Cartea Românească, și anul trecut cu această cărțulie ca o lamă de cuțit, foarte densă și foarte autentică și concentrată, Vocea, care are deja câteva cronici în care este elogiată sau în care, în orice caz, e recunoscută remarcabila reușită a acestui volum de poezie. Domnica Drumea, Vocea. Bună seara, mulțumesc, Claudiu, pentru invitație. Am din night. Ia-mă cu tine în locurile tale, acolo unde nu s-au inventat plăcerea și extazul. Leagă-mi inima cu un furtun de cauciuc, leagă-mi inima și las-o să se umfle. Traversăm câmpuri golite de lumină, un peisaj sterp în care nu mai pot să mă ascund. Legate la ochi, refac drumul pașilor tăi de peste zi, fragilitatea ta dureroasă. Ambiția mea e eșecul. Înaintez printre victoriile celorlalți ca printr-o colonie de meduze. Nimic care să mă orbească și să mă distrugă. Programată să bifez doar răspunsurile greșite, întorc spatele milei și adepților ei, îmi fixez o țintă anonimă în mișcare, tot mai crudă și mai deviantă, folosește-mi corpul, suflă aer cald peste mine. Mă obișnuiesc cu abandonul cum te obișnuiești cu un instrument de tortură. Trec dintr-o cameră în alta și numai pentru a-ți face rău. Condamnată să imit mecanismele apropierii, să aștept iarna ca pe un anestezic, declanșez într-una alarme, mă autodenunț, caut doar ființe precare, inadaptate. Mâna autorității blajină și protectoare, învelită în salopeta mea de ceață, urmez instrucțiunile pas cu pas, nu invadez spațiul nimănui, singurătatea urbană e singurul spațiu care mi-a rămas. Înainte să vorbesc, identific ieșirile de urgență, cui aparțin, mă arăt întreagă, jumătate de secțiune după jumătate de secțiune. Ca o mare tăcută mă înconjoară oamenii ordinii. Vulnerabilă și vegetativă, ca să cresc, am nevoie doar de lumină solară. Ies din casă cu un cuțit înfipt în piept. Un cer solar se lasă peste mine. Plantă fără amintiri, involuată, nu e nimeni să te treacă strada. Anatomie. Am în inimă două tuburi. Pentru sângele cald și pentru sângele rece. Ce a fost mort în mine a murit. Compasiunea mă inundă, pervers și atroce, apoi mila ca un gust rău ce nu mai trece. Vocea ta e cu mine, vocea ta caldă și vocea ta rece, apoi ochiul de reptile nu mai știe nimic. Trăiesc din mila guvernului. Inconștientă și frustrată ca o pasăre de curte, dependentă de stimulente fizice și mentale, cât de mult suport o lumină intermitentă, frumusețea placidă unui peisaj industrial, obsedată de autocontrol și siguranță, mă transform irreversibil, o să vină cineva și o să mă dreseze, o să mă învețe să scap mâncarea pe jos. Îți repet mișcările maniacal, fără să-mi pot fixa privirea pe nimic. O substanță care să-mi pulverizeze creierul. Brațele imobilizate deasupra capului. Repulsie când ating locul cald unde a stat cineva. Sunt intactă ca o cutie neagră.
o birocrată pe un scaun metalic la un birou metalic. Imaginea mea perfectă e cea reflectată într-o apă murdară. Am nevoie de un mediu ostil ca să mă dezvolt. Caut o voce matură și eficientă. Discursul critic îmi face greață. Mă supun la nesfârșit aceluiași interogatoriu. Cum să trec de forțele de ordine, cum să mă lamentez mai tare. Mulțumesc! Mulțumim, Domnica. Cred că stabiliserăm că o să citești 7 minute și 45 de secunde. Au fost, cred că, 7 secunde mai puțin. Mulțumim oricum. Eu am mai asistat la cel puțin 2 lecturi din această carte și mereu am simțit aceeași vibrație foarte puternică. Anca Bucur a terminat literele, apoi un master de teoria literaturii și literatură comparată. Acum e la doctorat la Centrul pentru de excelență pentru studii imaginii. Scuze, nu mă pricep foarte bine la asta. Trebuie să spun că Anca Bucur nu a debutat cu un volum personal. A publicat în urmă cu 2 ani și jumătate, împreună cu Iulia Militaru, o carte foarte specială, care se cheamă Tramadol. O carte care avea ilustrațiile, dar e mai mult decât ilustrație ce a făcut Florentina Budar acolo. E ceva între un roman grafic și un tip de carte foarte neobișnuită pentru peisajul nostru editorial, care a apărut la casa de editură Max Blecher. Eu încă aștept Anca să publice o carte care să fie prima numai a ei. Și de asta mă bucur să o aud după ceva vreme în care a stat ascunsă. Anca Bucur! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație. O să citesc... Nu știu, o să încep cu prima propoziție din Tractatul sub Wittgenstein, dintr-o carte care are să cuprindă cele 7 propoziții. Lumea e tot ce se întâmplă, în micile enclave periferice, unde ființe bipede alcătuiesc habitate moderne, mimând într-o limbă comună, afecția și stimulul anticeptiv. Repertorul gesturilor de tandrețe, când soarele coboară între viaducte, iar ele se îngrămădesc în adăposturi, reproducând scenarii televizate, în ritmuri prestabilite exersează atingerea și apropierea, până ce corpurile descriu viața la dimensiuni microscopice. Celula este un element morfofiziologic viu, format din nucleu, citoplasmă și membrană. Oamenii au aproximativ 100 bilioane de celule, dimensiunea tipică a celulei este de 10 mm, iar masa tipică este de 1 nanogram. Celula este un sistem biologic deschis și dinamic, dotat cu capacitatea de autoreglare, autoconservare și autoreproducere, aflat în relații de echilibru cu mediul. Căci lumea e tot ce se întâmplă în comunitățile alogene, la marginea câmpurilor de zadă, unde vărmășagul vocilor se pierde în cuvinte generice. Identitate, rasă, gen, vârstă, rol social, ideologie, capital, producție, putere, progres. Cuvinte fără nicio semnificație. Ființe bipede cultivând dragostea pentru automatisme și definițiile fixe. Pentru că fiecare zi se sfârșește prin recapitulare. A. Omul este o ființă bipedă. B. Ceea ce îl deosebește pe om de celelalte ființe bipede sunt degetul opozabil și gradul ridicat de dezvoltare al encefalului. C. Encefalul permite filtrarea informațiilor care creează realitatea. D. Realitatea, în întregime, constituie lumea. 1. Realitatea, o definiție fenomenologică.
Realitatea înseamnă conformare și abstragere, narațiunea frânturilor de experiență, când la sfârșitul zilei alegem de diacronie sau asamblaj, eludând ca de fiecare dată biografia, identitatea precară, existența ritualică. Vizionez principalele știri din ultimele ore, fără sonor, reconstitui manifestațiile sociopolitice, comemorarea și discursul encomiastic, impactul schimbărilor climaterice, ca în final să optezi pentru grupuri de tuneri în șorturi și cămăși albe, pulisând pe suprafața vastă a unui cilindru central, asemenea patru felurilor în captivitate, testând fermitatea și rezistența, concurând până la epuizare. Această mulțime în care te-ai integrat cu atașamentul unui novice, mimând apartența de clasă și gândire, în timp ce pe ecran raze catodice arată 27 longitudine estică, 25 de grade longitudine latitudine nordică, iar asta să desemneze realitatea, un teritoriu neutru unde exersezi comportamentul dinamic al animalilor bipede, calmul și fericirea peisajelor izolate, când întunericul se lasă peste grocotiș, iar ziua se pierde în frame-uri repetitive. Realitatea. O definiție geopolitică. Realitatea desemnează teritoriul, întinderea, spațiul circumscris sau nemărginit, dimensiunea generală, neasociată în mod exclusiv cu un stat, satisfăcătoare însă pentru asigurarea necesităților de supraviețuire, alimentare și apărarea de unui grup social. Cea care scapă cuprindere într-un teritoriu și capturării într-un aparat de stat este populația nomadă. Nomadul nu are puncte, traiecte, pământ, chiar dacă are evident din toate. Căci dacă nomadul poate fi numit deterionizatorul prin excelență, e tocmai pentru că la el reteritorializarea nu înseamnă după, ca în cazul migrantului, și nici pe altceva ca la sedentar. Pentru nomad, dimpotrivă, tocmai deteritorializarea constituie raportul său cu pământul, astfel încât el se reteritorializează pe deteritorializarea însăși. De aceea, nomadul nu se subordonează, nu se conectează, nu se branșează la un centru de putere. Prin displasare, displacement și distribuire, el se substrage unei delimitări politico-teritoriale și unor coordonate normante. Nu însă și unei localizări. Nomadul se distribuie într-un spațiu neted, de tip rizom, ocupă, locuiește și controlează acel spațiu și tocmai în acest fapt rezidă principiul său teritorial. Nu întâmplător, deci, traiectul nomad se desenează ad continuu, neîncetat și neliniar, întrerupt de variabilitatea și polivocitatea direcțiilor, de mănânchiul de relee, de sistemul de staționări comunicante, intermediatoare. Realitatea. O definire logico-filosofică. Întreaga realitate constituie totalitatea faptelor în spațiu logic. Spațiul logic este conceput ca un sistem de relații formale în care se situează toate stările de lucruri posibile, deci și faptele. Faptele sunt descrise prin combinații posibile de nume. Combinațiile posibile de nume desemnează propoziții. Propozițiile constituie imagini structurale ale realității. Realitatea este ceea ce se spune și se arată în limbaj. Limbajul este tot ceea ce ne înconjoară. Tot ceea ce ne înconjoară, limbajul, constituie realitatea. Și din adendă, limba comună, sau ceea ce rămâne. Cuvintele funcționale. A, aceea, acest, aceasta, acela, aceea, acestei, acestui, acestei, acești, asta, ăsta, acum, ai, al, ale, alt, altă, am, ar, are, aș, ați, au, atunci, astfel, avea, cu, că, ce, care, cum, când, cât, chiar, cine, cel, cele, ceea, celor, cineva, către, cei, ci,
De, deci, din, dar, dacă, decât, după, dar, doar, dintre, este, era, el, ea, eu, ei, fără, fi, fost, fie, fiind, face, fiecare, foarte, iar, îl, în, între, încă, însă, într-un, lui, la, lor, mai, mă, mi, mea, meu, mele, mei, nu, numai, nici noi, nimeni noastră, ne, o, poate, peste, până, pentru, prin, pe, una, unui, unei, unor, unde, sau, să, se, și, sunt, suntem, spre, toate, toți, vă, va, vi, vom, vor, atât. Mulțumim, Domnica, mulțumim, Anca. Aici ați văzut contrapunctul pe care am încercat să-l fac și cum o parte din poezia care se scrie astăzi nu mai are neapărat de-a face cu vechile obișnuințe ale discursului poetic și despre lirism nici nu mai poate fi vorba, și felul în care poezia poate să îngloveze și un tip de scientism și de tehnicism și eseistică și gândire abstractă. E o direcție pe care eu o urmăresc cu interes și văd că se întâmplă lucruri interesante la nivel conceptual și în direcția asta. Acum, una dintre înregistrările pe care le pregătisem, sper să aveți ceva mai multă răbdare să o ascultați, fiindcă trebuie să vă spun că e un om și un poet pe care eu am fost foarte apropiat și continui. Îmi și vine greu să concep faptul că de 12 ani se împlinesc 12 ani de când nu mai e printre noi. Cred că Mariana Marin a fost una dintre cele două mari poetese, două mari voci feminine din poezia ultimilor 40 de ani. Și plecarea ei dintre noi la doar 47 de ani a fost un șoc atunci când s-a întâmplat. Nu știu cum, mi-e foarte greu să-mi imaginez pe Mariana Marin la 59 de ani cât ar fi avut astăzi. Și am pregătit două poeme dintr-un disc care a apărut anul trecut la Casa Radio și care e foarte frumos și vibrant. Mariana Marin. Dark Ages. Un copil cu ochii de câine m-a întrebat într-o zi dacă este greu să ajungi scriitor. Era iarnă și totuși ploua, pe drumul scurt dintre școală și casă. Gunoaiele tăvălite de ape se spălau cu frenezie, până și gunoaiele voiau să se spele. Le simțeam bucuria când o băltoacă mi-a mângâiat tălpile prin pantofi. Laptele nu venise, era mult prea frig. Câinii cartierului începuseră să latre, besnea era tot mai groasă, n-aveam mănuși. Țipenie de om zăcea lat la intrarea în casă, pană de curent și el cu pană de gaz prin cotloană la bârfă. Frig, foarte frig, frig și gheață, greață. Un copil orfan m-a întrebat într-o zi, pe drumul scurt dintre școală și casă, dacă este greu să ajungi scriitor. Un ochi de câine bătut i-a răspuns unui alt ochi de câine bătut să privească mai bine în jur până când o să învețe să latre, să-și îndrepte gâtlejul când stălele-s sus, libertatea departe. O aștept și nu este atât de înspăimântătoare pe cât o credeam. Iluzia cu dinți sclipitor și miros dulce de măr, spânzurată de-a lungul epocilor, de toate mărimile și de toate culorile, vechea iluzie din războaiele mele. Iluzia că am înaintat totuși, că am supraviețuit nouă înșine uneori. Iluzia lunecoasă printre degetele altora, nu ale noastre. Iluzia că avem un suflet de aur, unul de argint, unul de iarbă înaltă și unul harnic și în genunchi al modului de producție asiatic. Iluzia moarte, că nu ți-am clintit niciun fir de păr de-ar fi să ne afli și de-ar fi ca și tu să mori. Goli de secunde și până la sânge, Dumnezeu se întoarce pe partea cealaltă. Aștept. Îi promisesem lui Teo că o să fie printre primii cititori ai acestei serii. Din păcate n-a fost să fie așa. E al 9-lea
poet care citește, dragul meu prieten Teodor Duna, autorul volumelor de poezie Trenul de 31 februarie, pentru care a primit premiul Mihai Eminescu, Catafazii și Deaviul. Lângă el va fi Tiberiu Neacșu. Sunt sigur că între ei se va avea loc un fel de dialog la un moment dat. Teodor este un poet care e nu numai foarte discret, dar îi fac cu ocazia asta acest compliment. E unul dintre foarte puținii editori și redactori de poezie extrem de dedicați. Nu mai suntem foarte mulți. Și ceea ce face Teodor la Tracus Arte, în acea colecție minunată în care au apărut cărți de Virgil Mazilescu, Traian Tecoșovei, Ioanes Pop, Alexandru Mușina, este încă un semn că putem fi nu numai poeți, așa cum cred unii critici literari, ești poet și nimic altceva, ci și în termenii în care spun muzicienii de azi, ei nu sunt numai muzicieni, ei sunt și editori. Și cred că ăsta e un lucru important, mai ales dacă mă gândesc că a existat o tradiție a editorilor de poezie, care din păcate încet încet s-a stins. Existau în anii 70-80 Florin Mugur, Mircea Ciobanu și alți poeți, la rândul lor poeți, dar care erau admirabili cititori și editori ai cărților altora. Cred că Teodor este unul dintre cei care continuă această tradiție. Alexandru Mușina nu mai e printre noi, dar eu am încredere că dintre poeții generației noastre sunt destui îndeajuns de generoși și de cunoscători încât să preia ștafeta asta. Dar pe lângă asta, Teodor este un poet a cărui voce e cu totul neasemănătoare cu a oricărui alt poet din generația noastră și asta sper să ne dovedească în minutele următoare. Teodor Duna. O să încerc să îmi arăt diferențele specifice sau non-specifice. Nu voi citi mai mult de 4 minute ca să nu obosez ceea ce este poate la începutul propriei oboseli. Dorm cu un câine înghețat în pat. Dorm neîntors pentru că sunt foarte obosit. Oboseala îmi face bine. Mă face să dorm neîntors. Uneori îl învelesc pe câine. E greu să învelești un câine înghețat. Doarme în pat cu mine. Nu am cotro. Trebuie să-l îngrijesc. Trebuie să obosesc și eu cumva. Altfel, nu aș dormi atât de bine. Îmi place să visez o femeie pe care o iubesc foarte mult. Pe câine, nu-l iubesc deloc. Se întâmplă să împărțim același pat. Se întâmplă să-l învelesc cu plapuma. Asta nu cred că îl face mai fericit. Orice aș visa, visez o femeie pe care o iubesc foarte mult. Să visezi lângă un câine înghețat nu e niciodată puțin lucru. De un timp, dorm din ce în ce mai bine. Asta pentru că sunt din ce în ce mai obosit. Câinele nu are încotro. E din ce în ce mai înghețat. Iar pe femeia pe care o visez uneori, o iubesc, bineînțeles. Din ce în ce mai mult. Potrivnica înviere. Nu ne-a prins deloc bine învierea asta, măi trupușorule. Când cu toții râd și chiuie în trupurile lor proaspete, sub ploaia de lumină aurie, pe noi ne-a prins puțin unul lângă altul, măi trupușorule. Așa, la o jumătate de metru, unul de altul ne-a prins învierea asta. Când să mă așez iar în trupul tău, s-a și oprit timpul învierii.
Și când toți se îmbrățișează și își povestesc morțile, eu leg de tine sporicele, să te ridic, măi trupușorule, să stai și tu în picioare la un loc cu toți înviații și-ți pun vată sub ploape, să nu se vadă că plângi, pentru că n-ai voie să plângi tocmai acum, măi trupușorule, la singura înviere nu se plânge niciodată. Și când ceilalți se colbează la carnea lor proaspătă și când ceilalți își ling pielea și se pipăie cu nerușinare, eu atunci încerc să te ridic și te țin în brațe, să nu aluneci petalele de lumină aurie. Uite, mergem să dansăm și noi cu ei și chiar dacă dansăm mai singuri și mai într-o parte, tot în viață se cheamă că suntem și tot prilej de bucurie este. Și chiar dacă stai cald și nemișcat și plângi mereu, tot prilej de bucurie este. Și dacă ne prăbușim din când în când, de la atâta fericire ne prăbușim. Nu, nu ne-a prins deloc bine învierea asta. Și te țin în brațe și te plimb ca pe un mort cald prin toată învierea. Și în jur, toți înviații își pipăie nebunește trupurile, râd și se dau pe topogane de lumină, fac tumbe. Doar tu, trupușorule, plângi. Și eu te țin în brațe, te țin strâns în brațe, să nu se vadă că suntem doi, și îți pun tot mai multă vată sub ploape, să nu se vadă că doar noi am înviat unul lângă celălalt. Și chiar dacă te-am legat cu o sfoară de mine și te trag ca pe un câine mort pe dalele de lumină, tot înviere se cheamă și tot bucurie se cheamă. Tiberiu Neașu a debutat în 2000, când avea numai 18-19 ani, cu un volum care câștigase un concurs din ăsta de debut. Volumul se chema Nebuna. După care Tiberiu a tăcut. A tăcut multă vreme, așa cum se cuvine să taci după un debut prost. Și, mă rog, e plin de lucruri foarte simpatice debutul tău. A revenit 13 ani mai târziu, în 2013, cu Acrobat în 7 pași. Acrobat în 10 pași. A apărut la Dracu Sarte. Între timp, Tiberiu a terminat literele la Craiova și a făcut un master, lucrarea lui fiind pe Ion Barbu. Cred că nu-i lipsit de importanță lucrul ăsta. Și de un an încoace e unul dintre enoriașii și cei mai devotați ai Institutului Flecher și un bun prieten cu care vorbesc despre poezie așa cum am visat eu mereu că poeții vorbesc între ei despre poezie. Tiberiu Neașu. Mersi foarte mult. Cântecul acesta e un cântec adevărat. Vom copia mersul mercilor, al șerpilor de mai. Grădina se va preface și vom mirosi în numele de corporalizării, în numele tehnicii, în numele Tatălui. Cântecul acesta e un cântec adevărat. În peci nu ne va găsi vreun rai bălos de înghițit cu pastila de a doua zi cu spirit. În numele unei fabrici de bere. Cântecul acesta e un cântec adevărat, pasul de gâscă și asfaltul încins, tenișii vor fi covoare arabe cu umbrele și eisiuri. Pic, pic. Picăturile de transpirație fac zgomot. Suntem între oameni și plutim, peste rațe sălbatice sau aeronave, peste Dumnezeu și peste ce e deasupra Lui.
Suntem în subteranul unor corpuri ciornite, moi, docile și plutim. Pic, pic. Cântecul acesta e un cântec adevărat. Cum spoiești cu vară ursuleții de pruși, cât să reintre sub piele, să îi înfrumusețeze, să nu mai doară. Pic, pic. Varul. Suntem între oameni pe care îi strângem. Pic, pic. M-am trezit la metrou, mamă. Plescăia și își lingea degetele niște stâlpi în subsol. Înconvoiați și slugarnici, groapa cu lingurița. Bine a fost. Mă plimba, mamă, de mână pe câmp și pământul nu avea greutate. Avea două tatuaje pe mâna stângă, pe antebraț, a aruncat șervețelul și băiatul de pancă, niște ochi verzi și putrezi, cu scârbă, mi-a tras un măgarule, mi-a definit specia. Așa mai face, fetiș puternic, să ia în serios. Vor râde toți la firele de telegraf, la penele de gâscă, șoarecii picau din acoperiș. Ce umbrele, ce mașini! Miroseai a șoarece, te ocoleau. Ăsta e tare, politicos, e ceva la TV. Mi-ar place, zice, să beneficiez de serviciile dumneavoastră ireproșabile. Să asumăm că avem același discount ca data trecută. Perfect. Te salut, am convenție. Am intrat în prima cârciumă. M-am sprijinit de tejghea ca un animal puturos, o buză spartă și un ochi. M-am descurajat și mi-a venit să-i fac maică-mii cu mâna că o vedeam. Am intrat în prima cârciumă și am ieșit. Lumea e acolo unde orașul se termină și începe omul. Am intrat în prima cârciumă să mă întorc la mama, la tata, înapoi și tot așa, până în punctul în care am intrat în prima cârciumă. M-am trezit la metrou, mamă. Plescăia și-și lingea degetele. Păreau niște stâlpi în subsol. Și după ce le-am spus pe nume și m-ai asigurat că nu există, m-ai adus în casa lor și i-ai lăsat să-mi miroase mâinile. Și mare mi-a fost mirarea când nici tu nu aveai mâini, nici nume, doar cuie, mese, un cufăr pe care scria fragil. Cu siguranță cineva ține acolo trecutul. Și am plâns ca un copil cu muci, cu sughițuri și uite așa îmi făceau umeri mici. Bomboane, jucării erau pentru ei copiii unui copil cu sughițuri. I-am lăsat, nu am mai recunoscut nimic. Apoi le-am spus pe nume și m-ai asigurat că nu o să-i lași să-mi miroase mâinile. Am lăsat oasele și sufletul afară. Fiindcă oasele sunt o pomană prea grasă și sufletul plin de rădăcini. Mi se agățeseră de talpă doi melci groși. Ăștia ajung peste tot, nu au culoare. Cineva lângă mine a tăcut. Mâna învelită într-o piele mai albă, adunase în pământ, era imposibil. Atunci cerul s-a făcut negru, apele roșii. Boda proste, boda proste. Poarta scârțit de două ori, trebuia însă. Maie s-a întors în casă și m-a trezit. Hai, mamă, e târziu. Dumnezeu nu așteaptă. Și chiar dacă așteaptă, e rușine. Ultima oară când i-am simțit mâinile, am mâncat împreună o plăcintă. Era senil săracul înger, săracul sfânt. Mi-a venit să plâng și am mușcat adânc. Adiți-o, mamă, îmi zicea, să ai grijă, mamă, de tine. Am auzit un scrâșnet, lâna se întorsese împotriva blândeții și moartea a venit ca un deșert.
Voi muri de foame, mintea mea, în mintea mea, stomacul meu o balenă, ca o balenă, voi suferi de fric, de gâlci. Apusul are forma blocurilor turn, fără blocuri turn, apusul are forma unor șerpi aduși de burtă și mintea nervos și mintea nervos se despigă, atinge un fel de cer, un fel de cer. Creierul meu ca o păturică împrăștiată, mirosind la motorină. Iulă mirosind la motorină și mărășești. Biscuiții cu mere mirosind la motorină. Peste noi s-a deschis o lumină de neînchipuit. Și atunci toți copiii au cântat în cor. Setea era mai mare decât oala de compot. Foamea era mai tare decât pâinea. Nici o groapă nu e mai adâncă. Într-o păturică împrăștiată, creierul meu visează dragline și screpăre. Mă întorc din când în când spre el, mirosind a motorină. Mă învelește, mă ia somnul și atunci copiii mănâncă pe săturate, iar eu cânt, nici o groapă nu e mai adâncă. Mâncarea de murături. Mâncarea de cartofi, mâncarea de urzici, de spanac, de dragalei. Tu pune mânuțele aici, uite ce unghii ai. E rușine, mamă. Până la urmă, Dumnezeu, iartă tot. Tot. Mulțumesc.